Convocați în ședință extraordinară, consilierii locale au aprobat modernizarea și amenajarea zonei turistice centrale în municipiul Mangalia, un proiect realizat pe fonduri de la bugetul local și prin programul operațional regional 2007-2013, axa prioritară 5, dezvoltare durabilă și promovarea turismului, domeniul creșterea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice. Îmi doresc foarte mult să reabilităm pe fonduri europene și aleatelor vechea faleza Mangaliei, de aproape un kilometru, au mai rămas ceva bani și atunci trebuie să ne mișcăm foarte bine, ca la anul pe vremea acesta să discutăm deja de un proiect finalizat. Valoarea este de aproape 5 milioane de euro. Proiectul cuprinde sistematizarea zonei cuprinse între șoseaua Constanței, Piața Republicii, Aleea Teilor către plajă. Lucrările cuprind reamenajarea talazurilor și pregătirea terenului pentru sistematizare pe verticală, reabilitarea străzii Teilor, tronsonul Oituz, Vasile Pârvan, Piața Republicii, plajă, crearea de locuri de joacă, amenajarea de spații verzi, îmbunătățirea și modernizarea utilităților din zonă, iluminat, apă potabilă, irigații, canalizare, amplasarea de camere video și montarea de mobilier urban și dotări din materiale ecologice. Exact ceea ce ați văzut și pentru această alee, da, tot mobilier urban, reabilitare, da, și locuri de joacă, da, spațiile verzi, locurile de joacă, mobilier stradal, o zonă frumoasă, foarte veche a Mangaliei, care nu a mai fost reabilitată de foarte mulți ani. Aleșii au mai aprobat documentația aferentă unei viitoare licitații organizată de Spitalul Municipal Mangalia în vederea amplasării în cadrul unității medicale a unui computer tomograf și de imagistică.